Bună și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Iată și al doilea vlogmas. Știu că e o introducere foarte necrăciunistică, însă este undeva la ora 3, cam așa, aproape ora 3. De fapt, cred că e trecut de 3 și un sfert, cam așa. De dimineață am meditat și am zis că nu e nimic interesant. Am meditat vlogul acela cu paleta de la Anastasia Beverly Hills, Norvina volumul 1. O să vi-l las în descriere dacă nu l-ați văzut încă. Iar acum voi filma un alt video care nu are legătură cu Crăciunul, pentru că am spus că decât să fac câte un vlogmas zilnic în care să nu fie neapărat lucruri foarte relevante, mai bine fac câteva vlogmasuri, dar postez și videourile săptămânale pe care le fac doar cu privire la make-up. Așa că acum voi posta un video în care voi testa make-up din Anglia, care bănuiesc că va intra după acest vlogmas. Dacă va intra înainte, ceea ce nu cred, o să vi-l las în descriere. Însă, dacă vreți să-l vedeți, v-aș încuraja să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe ca să primiți o notificare atunci când va fi încărcat următorul video. Bun, și ce o să facem după ce vom filma acest video? Ei bine, vom merge la Jumbo! Acum ne bucurăm de lumină naturală, însă bănesc că vom ajunge undeva pe la 6-7 la Jumbo, mergem la Jumbo Paladi, unde o să caut câteva cadouri și câteva decorațiuni de Crăciun. Sper din tot sufletul să nu dau iar 5 milioane în Jumbo, că o să nebunesc dacă dau iar 5 milioane în Jumbo. Ideea este că nu voi cumpăra atât de multe decorațiuni precum vedeți la celelalte influencerițe, pentru că am deja foarte multe acasă și nu văd rostul. Însă voi lua ce voi găsi mai drăguț așa ca să îmi decorez și aici camera la cămin. Da, deja bănuiesc că s-au făcut o grămadă de hauluri Jumbo de Crăciun și filmări în Jumbo și așa, așa că sper să aveți răbdare să urmăriți acest vlogmas. Dacă nu, vă invit să vă abonați ca să îl vedeți pe următorul, poate o să vi se pare mai interesant. Așa că eu o să trec acum să filmez ce am de filmat și revenim atunci când voi pleca spre Jumbo și când voi ajunge. Am plecat de acasă, sunt pe undeva aproape de Unire, am coborât cu o stație mai devreme din RATB pentru că era super aglomerat, era bară la bară, așa că aș fi ajuns mult mai repede pe jos decât cu RATB-ul. M-am îmbrăcat mult mai subțire decât ar fi trebuit, adică mor de frică, cred că e cu minus. Sper să mă auziți din cauza traficului. Am terminat de filmat videoul, însă am avut câteva surprize și nu a ieșit totul așa cum am vrut eu. O să mă duc să iau metroul de la Unire și mă duc cu metroul până în Jumbo și o să mai filmez atunci pe parcurs. Momentan m-a spus că este destul de frig și nu știu, e aiurea vremea, așa că vorbim mai târziu.
da, da. La cipetana e foarte, foarte fin mărunțită. Ploaie. Și de aia căutăm acum. Da, după dimineața că în spate. Sunt la metrou. Ideea este că nu mai am baterie, nu mai am nici memorie. Așa că voi face haul-ul mâine dimineață cu tot ce am cumpărat din Jumbo. Nu sunt foarte multe, însă sunt, sunt câteva, câteva chestii. Și da, suntem cu bărduțe în spate la metrou și cam asta este pentru seara asta. O să vă fac mâine dimineață haul-ul. Da, și am zis că o să filmez ziua următoare dimineața, însă n-am filmat ziua următoare dimineața, ci seara. Pentru că am făcut curaci, am avut alte treburi de făcut, după cum mi-am făcut și băiță, am părut încă. Și am și aceste cornițe de ren foarte, foarte magnifice, pe care o să vi le arăt puțin mai de aproape. Le-am luat din Jumbo, am dat 5 leuți pe ele. Pentru că mai am, cred că, vreo două cornițe de-astea, cornițe cu cornițe, însă habar n-am pe unde sunt, oricum sunt acasă, într-o pungă pe care nu o găsesc mai niciodată și mereu uit de ele. Da, și acum o să vă arăt ce am cumpărat de la Jumbo. La unele nu o să vă zic prețul, pentru că s-ar putea să fie din seria de cadouri. Și o să vă dau mai multe detalii în video în care vă voi vorbi despre, despre cadouri. De asemenea, îmi pare super rău dacă mă vedeți aiurea. În sensul că ba prea luminoasă, ba neluminoasă, însă fiind întuneric și nefiind în zona standardă de filmat, ca să zic așa, a trebuit să improvizez și eu cum am putut, astfel încât ca voi să vedeți cât de bine ce o să vă arăt astăzi. Mă tot uit în partea asta pentru că le-am înșirate pe toate lângă mine și o să încep cu cel mai important articol pentru sărbătorile de iarnă, și anume bradul de Crăciun. Asta nu știu cât are. Cred că scrie aici. Are 75 de centimetri. Așa, și a fost 30 de lei din Jumbo, bineînțeles, îi se desfac ramurile așa. Și în, cred că astăzi, în video de astăzi, o să împodobim și acest brățuț minunat. Pe cel mare o să împodobim când mergem acasă la Gura Humorului, adică peste vreo săptămână, două, cam așa. Oricum, mai aproape de, de Crăciun decât... decât acum. Acum îl vom face doar pe acesta. Mi se pare un brad foarte mișto, adică crengile astea chiar sunt dese, adică nu sunt așa... Sunt produții amicuți care au crengile foarte sfârjite, ca să le zic așa. Și da, ăsta nu e așa. Ăsta chiar e drăguț și mie mi se pare că merită 30 de lei. Picioarele astea nu sunt detașabile, însă nu e nimic. Erau mai mulți brăduți micuți, erau și la 10 și la 20 de lei, însă ăsta mi s-a părut a fi cel mai ok. Bun. Și în continuare. Bun, și nu știu exact în ce ordine o să iau toate lucrurile. Cred că o să le iau cum îmi vine la mână, că așa e cel mai logic, decât să le foșnesc pe aici pe toate. Și voi lua acum șosetele astea. O pereche de șosete lungi, îmblănite, cu puf de ăsta de imitație de oaie. Astea nu mai știu exact au fost. Mi se par super ok, au pe tălpi buline din acestea de silicon antiaderente și mi se pare super ok. Astea sunt pentru zilele de Netflix în chill, când vrei să nu-ți fie frig în casă. Aici mi se pare că da, îl au pe Moș Crăciun, în rest sunt cu imprimerul acela clasic de iarnă, cu fulgi și ăsta cred că ar trebui să fie vâsc sau chestiile alea cu bobițe roșii, nu știu exact cum se cheamă. Bun. Și din sfera gătitului, ca să zic așa, din sfera culinară, avem niște forme minunate pentru fursecuri. Și au așa, au un geraș, clopoțel, ren, brăduț, om de turtă dulce și ostea. Eu aveam niște forme din acestea, nu știu dacă ați văzut vlogmasul de anul trecut, în care am făcut prăjituri, însă aveam niște forme din acestea, doar că unele erau foarte mari, unele erau foarte mici și nu le aveam pe toate. Aveam brăduț, aveam în geraș, dar, spre exemplu, clopoțel și om de zăpadă și ren nu aveam și mi s-au părut super drăguțe acestea. Au fost, cred că, 10 lei, cam așa, sau până în 10 lei. Și mai am niște ștampile tot aici. Așa, niște ștampile. Una dintre ele este cu Moș Crăciun, iar cealaltă este cu brăduț. Sper că se observă, dacă nu voi insera o poză. Au la spate un mâner de lemn și tot așa depus pe fursecuri. Mi s-au părut foarte, foarte drăguțe și acestea. Mi se pare că au fost 8-10 lei, nu mai știu exact, sunt din silicon și da, mi se par super, super mișto. O să le vedem puse în practică în momentul în care vom face prăjituri. Fiți liniștiți că va veni și un vlog în care vom face prăjituri.
Bun, și pentru Rebelion de data aceasta am luat o lampă, un bec, zice Party Lamp, a fost 10 lei și este un bec, nu știu dacă pot să-l desfac, da, l-am rupt, i-am rupt ambalajul, este un bec pe care îl bagi în priză, pentru că are dulia asta mare, aici, îl bagi în priză, un bec pe care îl bagi în priză, bun, e un bec pe care îl pui la lustră, îl conectezi la lustră ca pe un bec normal, așa. Și el se învârte și luminează. Prietena mea avea anul trecut unul de ăsta la Revelion și era, chiar era super mișto. Adică dacă face Revelion acasă sau undeva într-un loc mai restrâns și nu-l face în club, chiar face o atmosferă foarte, foarte faină și m-am bucurat că l-am găsit la un preț atât de ok, în geamă. Da. Bun, mai departe, din sfera make-up-ului, mi-am luat un ruj roșu mat de la Victoria Silk Touch. Nu să-l socioiesc acum, deși hai să-l socioiesc acum, ok. Pentru că aveam nevoie de un ruj roșu. Eu mai am niște ruj roșii și am mai primit unul de Moș Nicolae. Însă acela este un roșu așa mai somptuos. E un roșu de zi cu zi, l-aș numi, și ăsta părea în ambalaj un roșu mai, mai, nu fosforescent. Un roșu mai aprins. Mi se pare super mișto nuanța și mie una chiar îmi plac rujurile astea de la Victoria. Mi se par foarte rezistente și chiar mi se par niște rujuri mate bune. Bun, iar acum tot din sfera de beauty, ca să zic așa, avem niște cerceluși. Nu știu dacă o să-i vedeți voi exact aici, însă dacă nu, o să vă inserez o poză. Niște cerceluși foarte drăguți sub formă de brăduț. Așa. Și mie una chiar îmi place. Îmi place să am de Crăciun tot ce înseamnă chestii crăciunistice. Pulovere, căciulițe, mănușele, ciorapi, cercei mai ales, bijuterii, lanțuri și alte de astea. Așa că mi-am mai luat niște cercei. Ăștia sunt sub formă de globuri. Niște globuri din sclipici cu un fulg de nea. Și ăștia sunt mult mai ieftini. Ăștia mi se pare că au fost 5 lei și sunt mult mai ieftini decât sunt, spre exemplu, un H&M unde o pereche de cercei de genul ăsta sunt cam 20-30 de lei și aveau modele super și am mai luat și pe aceștia care sunt așa mai, mai chicioși sub formă de fulg presărați cu sclipici și cu o pietricică în mijloc. Foarte mult mi-a plăcut și aceștia, ăștia cred că au fost 8 lei, dacă nu mă înșel, însă foarte, foarte drăguți. Bun, și acum să trecem în sfera mai normală cu privire la ce înseamnă decorațiune de Crăciun și o să vă arăt niște globulețe sub formă de con, presărate cu sclipici, argintiu. Astea au fost 8 lei și sunt 4. Erau super multe globuri, deci erau super, super multe globuri. Însă, și erau niște modele superbe unele dintre, la unele dintre ele, însă țin să vă spun că s-ar putea să fie mai ieftine în Carrefour, deoarece după am fost și în Carrefour să luăm pâine, chestii de genul ăsta. Și am trecut și, acolo, și pe acolo pe la globuri, pentru că am căutat o beteală ploaie. Era în jumbo, era fix la intrare, însă atunci nu m-am gândit să o iau. După care, bineînțeles, am regretat și n-am mai intrat să fac tot turul jumbo doar pentru beteală și am sperat că voi găsi beteală din aceea în Carrefour, însă nu este. Și am luat din Carrefour beteala aceasta, o beteală simplă, lungă, aurie. Așa, nu mai știu cât a fost. Însă, unele globuri erau mai ieftine în Carrefour și chiar aveau deal-uri, ca să le zic așa, nu oferte. Erau mai multe globuri la un preț mai mic în Carrefour și erau modele chiar foarte faine. Și instalațiile, că tot veni vorba de instalații, tot erau mai ieftine în Carrefour, așa că v-aș sfătui să mergeți în Carrefour sau poate să încercați chiar și în Oșan dacă sunteți în căutarea unor instalații pentru Crăciun, pentru că în geambă o instalație de 100 de becuri, cea mai ieftină, era 20 de lei, pe când în Carrefour cea mai ieftină instalație de 100 de becuri era 10 lei sau mai puțin. Noi am luat-o pe aceasta cu 50 de lei. Cu 50 de LED-uri, așa, și se bagă în priză. Asta a fost 6 sau 7 lei, ceea ce mi se pare wow. Adică mi se pare super ieftin, având în vedere că pe asta am dat 7 lei și are doar 20 de LED-uri din jumbo, însă este cu baterii aceasta. Da, și pe asta am dat-o tot din jumbo. Așa că mi se pare o idee mai bună să mergeți în Carrefour dacă sunteți în căutarea globurilor sau a instalațiilor de Crăciun. Bun.
tot din geambă pentru acea instalație. Am mai luat niște baterii, am mai luat baterii din astea din geambă și mi se pare că funcționează ok, se poate și mai bine, însă funcționează ok, nu sunt Duracell, dar sunt ok. Așa. Și am luat și un vârf pentru bătuțul de Crăciun. Un vârf, nu știu cum să-i zic, metalic, simplu. Cred că a fost 5-6 lei și acesta. Mă mănâncă las, o să-mi iau bătaie. Și niște globuri foarte drăguțe sub formă de inimioare. Două sunt, patru inimioare. Două sunt mate și două sunt lucioase. Astea au fost 5-6 lei, nu mai știu exact. Și am mai luat și niște tobițe, care au fost 4 lei. 6 tobițe. Mi s-au părut foarte drăguțe. Mi-am tins de un set de decorațiuni de Crăciun pe care l-am acasă. Un set care are niște tobițe mai mici, niște cadouri împachetate și globuri și bastonașe din acelea de acadele. Cum am luat și eu din Jumbo, am luat un bastonaș din acesta din Jumbo. Fiecare an am luat. Păi, mie una chiar îmi plac. Adică îmi place să stau la un, să stau la un film și să rod aceste bastonașe. Însă știu că foarte multă lume nu le mănâncă, ci doar le ține de decor. Însă fiecare face cum vrea el. Așa. Ce am mai luat din Jumbo? Hai să vedem. Mi-am mai luat niște marcare galbene, nimic interesant, îmi trebuiau pentru facultate. Mi-am mai luat un suport ăsta. Zice aici că e suport pentru oje, însă mi-am luat, însă este de fapt un organizator. M-am gândit să pun rujurile în el pentru că sertarul meu cu rujuri explodează și să le pun pe cele pe care le folosesc cel mai mult în ăsta. Am fost tot lei, știu că asta nu e Christmas related, nu este legat de Crăciun, însă m-am gândit să vi-l arăt. Am mai luat un set de globuri din acestea. Globuri simple, unele aurii și alte roșii. Și astea au fost 15 lei pentru câte globuri sunt aici? 8-16, pentru 16 globuri. Eu zic că e un preț ok, însă erau seturi care erau 10 lei în Carrefour, cred că tot așa, cu 15-20 de globuri. Și mi s-a părut mai convenabil în Carrefour, însă luându-le deja din Jumbo, da, n-am mai avut ce să fac. Am mai luat o cană din aceasta. Pe asta am văzut-o și anul trecut. Cred că am și făcut-o cadou. Nu mai știu exact cui, dar cred că am făcut-o cadou. Îmi place această cană pentru că, deși înăuntru este așa foarte extravagantă, în sensul că are picioarele astea de moș și, da, doar picioarele astea de moș, înăuntru este o cană normală, care este cam prăfuită, după cum observ eu. Pentru că pe mine una mă enervează cănile alea care au tot felul de forme prin afară, iar înăuntru sunt sculptate cumva în funcție de formele alea din afară și nu le pot spăla, intră mizeria pe acolo și nu o mai pot scoate dacă gura este nu este suficient de largă încât să-ți bagi mâna. Efectiv, îți rămâne mizeria pe acolo și e un chin să le speli. Așa că prefer o cană din aceasta care să fie înăuntru normală și să o speli foarte ușor și în afară să fie party. Ceva de genul business on the front, party on the back. Adică business on the front, afacere în față și parte în spate. Da, și am mai luat încă o cană. Aceasta este cu un capac din ăsta ermetic, din silicon. Și se presupune că ar trebui să spui ceai sau cafea să îl iei cu tine. Este foarte drăguță, în rest ea nu are nimic special. Da, poate o și sparg. Ea nu are nimic special. Ce o face mai special este acest capac care o izolează. Cred că ar fi fost și mai ingenios dacă ar mai fi avut un înveliș ceva ca să țină conținutul din ea cald. Și mai pe aici, pe lângă mine, și cred că v-am arătat tot. Da, cred că v-am arătat tot. Asta a fost tot ce am luat din geabă, nu pot să cred. Chiar nu pot să cred, n-am dat 5 milioane în geabă, wow. Și chiar am rămas șocată că am rezistat tuturor tentațiilor, pentru că erau niște tentații super mari. Adică erau o grămadă de decorațiuni, doamne, le-aș fi luat pe toate. Le-aș fi luat pe toate, m-aș fi împodobit eu. Am făcut cu beteala, da. Și acum o să împodobim bradul și cred că asta o să fie totul pentru astăzi și pentru acest vlog.
lăsăm așa, fără muzică. Fără muzică deocamdată. Și cel mai asol este că în momentul ăsta nu puteți simți ce frumos aude muzica. Sper că mă văd. Cred că mă văd acum, sunt sigură că mă văd. Mi-am pus și cerceii de la Jumbo și m-am dat și cu rujulețul. Și cam atât, că make-up nou. Astăzi nu. Astăzi nu. Și acum pun tobițele astea care sunt super mega drăguțe. Dacă sunt greu de pus ca o gaură asta de la ață, super mică. Dar sunt super cute. Cred că se văd foarte drăguț. A fost vlogmasul cu numărul 2. Vă mulțumesc că ați rezistat până aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți să-i dați și un like. Și cu siguranță vă vor plăcea și celelalte videouri de pe canalul meu dacă m-ați suportat până în acest punct. Așa că vă încurajez să vă abonați la canalul meu, că tot vine perioada în care trebuie să fim mai buni unii cu ceilalți. Și da, cred că ar fi bine și pentru mine și pentru voi să apăsați click pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe ca să primiți notificări în momentul în care postez un nou video. Și da, ce să vă mai zic, să mă urmăriți și pe Instagram, e bine, pentru că acolo postez mai multe poze, mai multe story-uri în care fac tot felul de chestii legate de Crăciun, deocamdată, că suntem în decembrie. Așa că, până data viitoare... Eu vă urez să aveți o zi bună sau o seară bună în funcție de momentul în care vă uitați la video-ul ăsta. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou video. V-am pupat! Pa!